Dani, ne plac mădălinele, cum a zis chiar colega noastră Vasile. Mădălinele, dacă știam, puneam și eu ceva pe mine, un costum. Să mai pui, Răzvane, pe tine la vârsta asta. Vreo 2-3 kg de mușchi ar trebui să pui, că Câte la tine ești atrofiat. Nu, ești sunt mai pe ce vrei, să arăt ca Jude Law în The Young Pope? Păi, nu, fiecare Dar tu de unde știi cum se dezbracă Jude Law în Young Pope? Bă, dacă n-ai văzut nici până acum, ți-am zis... Întreb! Păi, te uiți măcar să o vezi pe Mădălina Belariu. Se dezbracă Mădălina Belariu? Păi, că nu-mi pornesc să mă uit și aici pe episoade ca să văd. Bună dimineața! Bună dimineața! N-am voie să dau răspunsul, nu? Pentru a-l face pe Dani să se uite la... Dar Jude Law se dezbracă în vreun episod? Păi se dezbracă, merge pe malul mării. Cine? Jude Law! Păi nu-i popă! Păi asta e șmecheria! Nu, vă place Sorrentino. Și fumează în altă direcție. Papă diferit. Dar tu ai timp, tu ai avut scenă cu el, adică cumva a trebuit să dați text împreună. Ați stat și la, nu știu, ați băut și o cafea, cum se întâmplă? Da, am luat cina împreună. Actorii erau la o masă, producătorii la o altă masă. Și ce vorbești cu Jude Law? Ce mai faci, Jude? L-am întrebat unde a făcut școala de actorie și mi-a spus să nu spui la nimeni că nu am făcut școala de actorie. Bă, practic, n-a făcut asta școala de actorie. Pentru că a început de tânăr, de mic, de fapt, prin teatru. Așa a fost remarcat. Se râde în sală, avem telefoanele deschise și actorii sunt pe scenă, pe scândura teatrului. Ce s-a întâmplat? Au de la sunet. Iar vina lui Sorin, azi a fost ziua. Ce s-a întâmplat? A zis că nu știe ce să facă cu mixerul, s-a defectat, ci că ești un ton mai jos la voce și... Mădălina, spune-te... Nu e, Sorin, scuză-mă, Sorin, du-te mai, te precipiți! Înainte să înceapă acest interviu, a venit Radu, operator nostru, și a zis, ești un nenorocit, i-a zis lui Dani. Ce nu pentru ce ai făcut, ci pentru ce urmează să faci. Eu ce-am făcut, la ajut pe Sorin, care e colegul meu. Sorin, îl ajut pe Sorin acum să regleze EQ-urile. Ei zic atunci când iau o mină mai gravă și cobor și un ton la voce când vorbesc de... În mod special de Jude Law. Cobor și eu vocea și atunci O să fim Claudiu Istodor cu Maia. Da. Pune mâna pe mine mai jos. Pune mâna pe mine. Hai mă că vorbesc. Deci te-ai întâlnit cu ăsta, cu Jude, și mi-a zis... Am repetat împreună scena. Am filmat. A durat foarte mult. Poate tu ții minte, Răzvan, dacă Dani nu a văzut încă serialul. E aici, scena în care am avut eu un mers foarte lung, a durat foarte mult. Au făcut foarte multe take-uri. Și apoi am mers la cină și după am filmat scena propriu-zisă din acea... Pe burta plină ați filmat. Pe burta plină, se mai întâmplă. Trebuie să hrănim actorii. Eu niciodată, că mă ia insulina. Plus că n-ară bine roche, drag. El se duce și la el la rulotă nu intră nimeni, știi cum e, cu pază, cu dalea. Păi, dar el e celebru. Ia zi filmele în care ai, în ce ai... Vreau să te întreb. Deocamdată nici eu n-am mâncat. Dimineața nu este chiar cea mai copioasă masă. Bravo, pentru mine. Bravo. Plus că se umflă rochea pe noi. Acum sunt bine, nu? Vreau să apreciez faptul că de obicei ai venit numai în pantalon, dar azi fiind și ziua, practic, preambulul, ajunul. Ajunul zilei. Ajunul, da. Nu puteam să lipsesc pentru că m-ai întrebat. Eu mă simt deja ca în familie aici. Părul, mă simt ca acasă. Te-am mai văzut cu părul desprins. Ce se aude? Ca acasă și acum fac și... Frumos. Ești foarte... De vară. De vară. Da. Da. Mai vorbim ceva sau? Nu, chiar vreau să te întreb. Stăm așa ca nebunele. Dacă ar fi. Întreb. Dacă ar fi din toate meserile pământului să-ți alegi o pereche pentru următorii ani din viață, 10, 20, 1, 2, cum se poartă acum. Ce 1, 2? Ani. Am înțeles. Ar putea fi actor sau n-ai vrea să fii actor? Pentru că probabil
ați fi amândoi... Te referi la relație? O relație, dacă... Da. O relație... Da, serioasă. Amoroasă, serioasă. Serioasă, nu amoroasă. Poate să fie și serioasă și amoroasă, da, în același poate timp. Poate să fie și ticăloasă și unsuroasă și defectuoasă, dar ce fost, serioasă. Nu am fost cu niciun actor deocamdată, deci... dar am fost cu, am fost cu cineva din industria filmului. Da. Într-o relație. Dar te-ai vedea cu un actor? Ne-am cunoscut lucrând împreună. Dau niște exemple, adică el, actor, să zic, un actor. Bravo, este actor? Nu, nu știu. Da, nu, de mâna nu. 14, a făcut actorie, are curs, dar are cam cât box. Uită-te la brațele lui, crezi că poate să se bată cu sacul? Nu, îl bate sacul. Eu l-am văzut în varianta narator, regizor. Na, n-ai văzut nimic. Nu, n-am. Joacă, da, joacă o așteptare, fai, păi așteaptă fericirea de 40 de ani. Ți se pare că a venit? Uite, aceeași față. Tocmai de acum încolo o să fie... Am să câteva fie... întrebări. Doamne ajută. Tehnice, da. Eu sunt omul pragmatic pentru că el sunt e pragmatic, da. Ai suportat să-ți vezi soțul pupându-se franțuzește cu o duduie într-o scenă de film mare, 6 metri pe 2, numai capul la cinema, la mall? Sunt sigur că ți-ai pus problema asta. Da, mi-am pus problema, mai ales că și eu, la rândul meu, fiind actriță, ar trebui să fac același lucru cu poate alți actori, cu actori. Da. Așa că, da, ar trebui să accept, altfel n-ar fi egalitate. Tu n-ai voie, eu am voie. Ți-ar fi ușor sau...? Nu cred că ar conta. Nu cred că ar conta. Contează mai mult relația în sine, contează mai mult sentimentele. Păi se zice că e o chestie dacă... anatomică și că odată se ridică părul pe tine și te... Prum, imediat! Mm. Și zici, de mâine nu mai joci niciun film. Așa? Eu de asta, eu am vrut să fiu actor de filme pentru adulți și mi-am pus aceleași probleme ca și tine. Cineva nu te-a lăsat, nu? Băi, și eu am vrut să fiu actor de filme pentru adulți, dar mi s-a propus doar rolul negativ. Ai înțeles? Lasă-mă să vorbesc cu fata de vacanțe, scuze, că de-aia altceva am chemat-o. Acum suntem într-o perioadă că nu prea putem să ne mutăm și călătorim doar cu gândul. Adică de ceva luni ne facem din păcate, doar da. Planuri. Ai vreo vacanță care este top până acum? În toți anii tăi? Am fost anul trecut în Tanzania, în safari. Și a fost pentru mine o experiență inedită, fiindcă am trăit niște sentimente pe care nu le-am mai trăit până acum. Este un fel de amestec de frică cu plăcere. Să stai lângă lei, să îi vezi cum să treacă pur și simplu pe lângă tine. Bineînțeles, eram... Ați prins vreo migrație sau ați fost în alte perioade ale anului? Ați prins vreo migrație? Da. Migrație, da. Asta e... Eu v-am zis că actrițele nu sunt normale la cap. De ce? Îi place frica cu plăcerea. Da. Deci, cred că ne place să experimentăm. Asta zic și eu, da. Să ai acasă costum de... Dar, Dani, tocmai ai spus că voiai și tu să devii actor. Mi se pare că o zici cu oarecare amărăciune. Da, dar eu mă gândeam că duc copița, repar o chiuvetă. Știi cum e în filmele pentru adulți? Adică n-am mers mai sus. Dar da, am simțit și eu lucruri asemănătoare în Tanzania. Plus sete și n-aveam unde să merg la toaletă. Că dacă... Știi că vine și te papă... Nu, ții în tine. În safari ții în tine. Bănuiesc că știți că nu poți să... Că vine leu și vede... Ce vede? Te vede, vede friptura. Da. Și unii care au aspect mai de corp care nu se mișcă... Am înțeles. Lasă așa, fiecare cu oamenii Maasai care nu, care trăiesc practic în încă în parcul de în conservation area. Încă mai locuiesc acolo. Auzi, lasă că toți sunt Maasai, și aia din Zanzibar, și aia din Tanzania, practic, vin și sar pe... Practic ei se spălau cu anumite plante. Da. Și astfel crezând că animalele nu pot să vină lângă ei, practic să-i atace. Da, locuiesc cu animalele și așa au crescut. S-au spălat unii în Zanzibar, simpli. Mi-au vândut niște statuete cu ei, foarte scumpe, și tot așa se spălau cu niște chestii. Păi se negociază prețul, adică foarte scumpe. Așa. Pe partea aia de continent n-am ajuns, am prins doar un pic de Zanzibar, deci n-am fost nici în safari. Iată că cei doi apropiați de mine astăzi schimbă și tot eu sunt ăla care... Bă, dar ce am făcut, mă? Dar ce am povestit eu ceva? Păi nu, dar ai zis cum nu te duci, că nu te duci. Mădălina rămâne alături de noi pentru că a folosit un cuvânt de...
A folosit magic? Un cuvânt și anume experimentezi. Păi trebuie să experimentezi. Dacă folosești un cuvânt, acum gata. Pe unde? Drujba! S-a întâmplat ceva? Uneori pleacă ceva de la un cuvânt. Și că eu nu știu ce se întâmplă. Ce se întâmplă? E, lasă ce că nici nu știi ce se întâmplă cu Răzvan. Dar de mulți ani. Nu e, e firesc. Ar fi ciudat să știm ce se întâmplă. Da. Zi, bagă vocea. Bă, dacă asta e aniversarea mea, vă dați seama cum o să fie când o să plec pe lumea. O să... Hai, ce... Da, venim cu profesorul Trăznit să vezi ce spunem în urnă. Haide, mine. Șeicoare. Pastă de dinți de elefanți. Doar că o să iasă un pic maro. Da, asta e. Uită-te la tine. Taci un pic. Mădălina, experimentăm în ceva moment. Ce se... Îți place frica cu... plăcerea. Este un sentiment nou pe care nu l-am încercat până acum. Ce, frică și plăcere? Frică și plăcere în același timp. Eu nu știu la ce vă gândiți voi, dar... Lăsați că am mai citit. Vorbim de safari, dragi. Da, despre safari. Da, o, dacă te am să povestesc. Da.